if you don't know someone from here, then you won't get someone. Ah, yeah? Or, yeah. It's the first time in my life I touch this. Yeah, of course. I can touch? Yeah, of course. They don't make them like me no more. They don't make them like me no more. Like me no more. They don't make them like me no more. One thing I know for sure, they don't make them like me no more. Filipino guys, but I'm not really into foreign guys because their dick are like this small. Ce ați auzit ce a zis? Discuția cum se poartă despre cât de mare este penisul, frate. Bă, ce față mare am în ăsta. Asta e o gândire care te face să pari mai mare. Deci dacă mi-aș face acum o poză la... ar părea mai mare. This is so funny, God. And let me meet guys who are like so cute and so funny, like Kata. Like me? I don't know. You called me, huh? How is it you're gonna call Kata, me? Kata, like cat, like meow. Dragi prieteni, înainte de a continua cu video, trebuie să vă spun două chestii. Unul la mână. Eu, în momentul în care am plecat din București către Filipine, nu știam că o să vreau să vă spun de la început că sunt în Filipine, voiam să păstrez așa misterul și de aceea o să vedeți că de-a lungul clipului eu zic de foarte, foarte multe ori, bă, sunt într-o destinație secretă, mă duc într-un loc secret. Ăsta e motivul. De-abia în momentul în care am ajuns aici, m-am decis să pun în titlu că sunt în Filipine. Deci asta e prima chestie, să nu vă speriați că nu o să mă vedeți pe mine super confuz așa pe acest drum și o să încerc eu să fac pe inteligentul și pe interesantul, evident că nu-mi iese. Și doi la mână, acesta este un clip introductiv. Vedeți că următorul, care probabil că o să vină mâine, este rupere. Vizionarea plăcută. Și să nu uitați, vă pun aici Instagramul lui Medi, o să vedeți despre cine este vorba, pentru că facem vreo 2-3 clipuri împreună, dar până atunci uitați-vă la asta. Love you, pa! Dragi prieteni, exact în această secundă am primit... Exact în această secundă am primit testul, rezultatul testului PCR, mi-am făcut testul acum 5 ore, iar acum 6 ore mi-am cumpărat un bilet de avion care mă va duce pe un alt continent mâine dimineață. Iar în acest video o să vă arăt drumul până acolo, nu o să vă spun acum despre ce țară este vorba și o să vă povestesc de ce am luat această decizie, evident, în concordanță cu evenimentele care se întâmplă în momentul de față în Ucraina. Ca să vedeți, am aici toate bagajele, hainele, le-am scos, am băgat repede la spălat când am venit de la testare. Le vedeți, aștept să se usuce. Casa este într-un haos total în momentul de față. Trebuie să fac și o puțină curățenie, trebuie să-mi strâng lucrurile, pentru că în mai puțin de 12 ore, deci mai puțin de 12 ore, bătrânul Backpacker Life pleacă și începe o nouă etapă din călătoria sa prin lume. Și evident, vă iau cu mine, pentru că ce se va întâmpla acolo unde mergem, va rămâne în istorie. Deci este absolut ireal, ce înseamnă că nu călătorești așa pentru mult timp sau când e o pauză. Mi-am strâns toate lucrurile, mi le-am pus aici, trebuie acum să mi-l organizez și mi se pare așa, știi, zic, bă, fac o chestie din asta excepțională, plec, mă duc prin lume. Și mă aduc aminte, zic, stai că fac asta de vreo 7 ani, dar acum pentru că am vreo lună și ceva în care nu am mai făcut treaba asta, îmi dau seama că e greu, ia toate chestiile din fiecare cameră, pregătește-le, pun-le aici, aranjează-le. Ăștia sunt banii cash pe care i-am eu în momentul în care călătoresc. Nu sunt foarte mulți. Bine, sunt și din prin Brazilia, sunt din alte părți. Am undeva la vreo 300 de dolari și vreo 400 sau 200 sau 350 de euro, ceva de genul ăsta. În condițiile în care ajung undeva și am probleme cu cardul sau nu pot să scot bani de la bancomat în moneda respectivă, am bani ăștia cash. Bine, acum trebuie să-i separ. Ăia care sunt utile, adică euro și dolarii, și ăia care sunt așa, am din Transnistria, din Ucraina, din Turcia și așa mai departe. Gata! Este a doua zi. Mi-am pus toate lucrurile, le-am frumos strânse aici. Mai aveam câteva chestii pe care le-am lăsat aici.
Proprietarii acestui apartament au fost super de treabă și mi-au văzut postările pe Instagram și au dat seama că stau în apartamentul lor, nu știau de mine. Și mi-au zis, bă, Cătălin, dacă vrei să lași ceva, lasă aici la noi. Deci am lăsat acolo niște chestii groase pentru acolo unde mergem. Nu avem nevoie de lucruri groase. Apartamentul acesta, link-ul îl găsiți în descriere. Este un apartament de nota 10 pe care vreau că l-ați mai văzut. Balconul, stați să vi-l arăt repede, că trebuie să chemăm The Uber. Dormitorul, baia. Oh, da. Living-ul ați văzut, huge, bucătăria, la fel mare, într-o zonă excepțională pe Dimitrie Cantemir, repet, link în descriere, dacă aveți nevoie de apartament super cool, nu e sponsorizat clipul, nu e nimic, puteți să stați aici. Hai să ne pregătim. Evident că am ajuns în aeroport mult mai repede, mai sunt vreo 3 ore și jumătate până zboar avionul, dar am zis că, bă, mai bine... Cătălin. Da, salut! Backpack! Da, da, lăsă! Salut! Mărias, bravo, bravo! De mult! De mult timp, ai fost prin Indonezia, pe tot loc! Da, 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 da! Niște tineri foarte simpatici care m-au recunoscut. Așa, deci am venit mult mai repede la aeroport pentru că, evident, sunt coacte cu nebunie și, sincer să fiu, prefer să stau aici 3 ore și jumătate. Și să știu sigur că am timp dacă s-a întâmplat ceva, dacă n-am vreun document să-l obțin, decât să ajung și să fiu pe Uber. Deci vreau să le felicit pe fetele de la Qatar care lucrează aici în România. Două fete foarte frumoase, o tipă brunetă și o tipă cu păr așa cârlionțat, au fost super de treabă, deci totul a mers extrem de repede. Nu vă dați seama câte acte, câte documente a trebuit să am formulare și așa mai departe. Au fost super, super de treabă, le-am arătat tot, au băgat tot în calculator, fără probleme, nota 10. Deci am trecut, ajungem în destinație, pentru că asta mi-era mie foarte frică că, nu știu, se va întâmpla ceva, că vor fi ceva probleme, dar până acum, we are good to go. Deci au făcut un upgrade, un sistem din ăsta automatizat ca lumea, în sensul că cu pașaport european treci, îl scanezi. Ultima oară când am fost aici, nu știu, acum o lună jumate, nu era așa, de că chestia asta este nouă băgată și evident, cum o spun de fiecare dată, ăsta este advertising panel, nu măcar știu cum să-i spun, pe care nu se urmă niciodată, pentru că țin minte că mă uitam la el atunci când am zburat pentru prima oară în Peru, în 2015 și view-ul ăla venind de pe rampa aia așa, mergând încolo, e important pentru mine. Vrei dulce gărie sau vrei pălincă chestii? Dă-mi ceva ce zici tu că e ok. Cum te cheamă? Andrei. Andrei, deci Andrei acum am văzut că eu pe aici să beau și gata, zice-mi... Facem treabă bună. Da. Ok. Te uzi la mine de mult? De foarte mult. De mult? A, ce tare, uite-mi acolo ceva ce zici tu. Fii atent când facem. Îți dau mai întâi o pălincă. Am văzut că ți-a plăcut sticla asta. Da, frate, de asta mi-a plăcut foarte mult. Așa. E pălincă de prune. De asta nu era înainte asta cu degustare aici, nu? Asta se schimbă în fiecare lună, da? În fiecare, în fiecare lună avem un alt brand care ne cumpără barul, ca să zicem așa, ne închiriază. Okay. Se închiriază. Am înțeles foarte tare. Nu ți-am pus foarte mult, că e perfect, e bine așa. Avem mai multe. E bine, e bine, ia să vedem. Deci asta e? Pălincă de prună. Dar ce mișto miroase. 50 de volume alcoolice. 50? Da. Temperatura e potrivită, zic eu acum. Băi, da. Dacă vrei, îți dau și mere să vezi cum e. Dăm și dacă nu, dăm sărim ce zici peste. Sărim peste, dulce. Sărim peste, la dulce, da. Dulce? Da. Și vin după aia. Da, 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 după aia. Vin ceva bun de la Dracula ăsta. Așa, hai. Ok. Ăsta e brandul nostru. A, da? Da, se găsește în mare parte în aeroport. Acum am intrat un pic și pe piața locală, dar în mare parte aici, pe aeroport. Mare parte în aeroport. Da, da. M-am întrebat unde zbor, dar nu pot să zic încă, nu zic pe cameră, că nimeni nu știe unde zbor. E secret. Îți zic imediat când închid camera. Deci, ăsta e dulce, ai zis, nu? Da. Caisată. Oh. Bă, cum e ăsta, frate? Ești nebun, deci ăsta e superb. Caisată de la Folklore. Ok. Caise confiate înăuntru. Mamă, e forță ăsta. Pline de alcool în momentul, la final, sunt delicioase. Corect. E super bun. Ăsta e the second one.
Asta e vișinata sau? Vișinata, da. Așa. Vișinata, de asemenea, cu vișine înăuntru. Foarte tare. Și asta este aia de cea mai închisă la culoarea, să vedem. Forță, mamă, da, asta e super bună. Da, ți-am lăsat o ultima, e mai maxim. Mai siropoasă așa. Mai siropoasă. Mamă, asta e puțin sau și asta e apă. Ah, forță. Deci a fost până acum, a fost pregătirea pentru vinul bun. Mamă. Ce vin e asta? Așa. Aici avem, se numește Royal Blood, da? Royal Blood. Da, este un cuvet din Cabernet, Shiraz și fetească neagră. Un vin premium. Vin premium, ia, hai să băgăm. Hai să băgăm. Mm. Și pot să spun că ești un pic norocos, fiindcă avem și ceva altceva față de ceea ce e la bar. Dacă vrei, poți să-ți mai dau, să mai pui și acolo. Ce să mai îmi dai? Mamă, cât să mai îmi dai, frate? Mi-ai dat 5 pahare să mor eu. Niște vinuri moldovenești. Dă-mi și vinuri moldovenești. Ce facem acum? Zicem da la orice? Băi, mai sunt, vă rog, mai avem o jumătate până zbor și eu mă îmbăt, haideți să mă suie în avion, sunteți nebuni. Deci, Andrei aici de față m-a făcut praf. Sunt rupt acum. Am băut vreo 40 de pahare de apă. Și acum mă duc să stau undeva. Îți mulțumesc din suflet. Ciao, salut, pa, baftă. Mulțumesc mult. Mamă, deci nu vă dați seama cât am putut să beau în 10 minute. Am băut din 4 sau 5 sau 6 sau 7 tipuri de băuturi. Deci m-a spart. Ce spun, sunt acum leșinat. Am băut apă super multă, astfel încât să-mi revin sau să-mi echilibrez fluidele în organism. Și nu mă gândeam că vlogul ăsta o să înceapă cu mine beat mort în... la intrarea în aeroport. Deci nu mă gândeam la chestia asta, sunt rupt. Băi, deci asta s-a întâmplat acum, dacă vine să credeți. Mi-a scris Valentina, frate, după vreo lună jumate. Eu n-am mai vorbit cu ea, noi suntem complet NC, adică no contact. Și mi-a scris acum că, în fine, am vorbit acolo niște chestii. Și deși lucrurile s-au terminat între noi și voi v-ați dat seama de chestia asta, e dificil după 3 ani de zile, chiar dacă te-ai separat pentru 3, 4, 5 luni de zile, e greu. Adică nu e un sentiment foarte plăcut. Dar deciziile care au stat în spatele despărțirii respective au fost foarte bine ancorate în realitate, ca să zic așa. Sunt acum la gate, mai am aproximativ, cred că 20 de minute sau... anul, vreo 30 de minute și teoretic ar trebui să începem boarding-ul. Și pentru aproape prima dată, cred că se zboară foarte rar cu Dreamliner din București către Doha. Deci primul zbor, dacă vine să credeți, cu dita mai Dreamliner, ceea ce înseamnă că această călătorie ar trebui să fie una cel puțin decentă. Băi, deci asta absolut ireal să zbor cu un avion din ăsta mare, frate, pe o rută, nu știu câte zboruri de aici până în Doha, cred că undeva la vreo 4 ore, 4:50 de minute sau 4 ore jumate. Cu Dreamliner, configurație 333, e casă. Pare tot timpul extrem de funny faza asta când trag draperiile acolo între business class și economy class. Știi, fiecare dată, exact cum spunea Seinfeld într-un special din ăsta lui, că ți aruncă așa o privire stewardezele, ceva de genul. Poate că dacă ai fi muncit mai mult, ai fi avut și tu șansa să stai aici. Da, am aterizat, zborul a fost foarte ok, foarte, foarte, foarte ok. Au fost câteva turbulențe la un moment dat, dar overall, nota 10. Uitați-vă, bă, cât am mai avionul, frate!
Stăteam acum și mă gândeam la diferențele pe care le simt așa ca stare interioară, raportat la momentele în care vin în țară și momentele în care plec din țară așa foarte departe. Sunt două stări de bine, ambele sunt două stări de bine, dar de fiecare dată mă gândesc cu melancolie. Când plec de acasă, mă gândesc la stabilitate, de acasă, România. Vedeți că pentru mine, în sufletul meu, România este casa, dar nu în sensul patriotic. În sensul în care acolo m-am născut și, până la urmă, acolo mi-am petrecut cea mai bună parte din viață. Poate peste 30 de ani, dacă mai stau așa călătorind, o să ajung în situația în care voi fi petrecut mai mult timp pe drum decât acasă, dar momentan nu e cazul. Așa, și atunci sunt multe momente în care, când plec de acasă, e așa o melancolie vis-a-vis de stabilitate, vis-a-vis de oameni în care pot să vorbesc în limba mea și așa mai departe. Dar, în același timp, în momentul în care știu că plec undeva, mă duc într-o destinație super mișto și că voi pleca, voi călători, va fi super ca lumea, la fel e un vibe din ăsta, așa, foarte hyped, așa te simți. Și am ajuns la superbul aeroport din Doha, un aeroport cu care am o relație așa de love-hate. Îmi place, dar pe de altă parte mă enervează. Mă enervează că niciodată nu găsesc unde să dorm. Dacă ați văzut clipul când am venit din Nigeria și am plecat către Irak, așa. Mi-am dat seama că nu am vorbit foarte mult despre destinația în care mergem și nu știu că am pus în titlu numele ei, nu cred că l-am pus, sau poate l-am pus. Așa, ideea este că se pot întâmpla o grămadă de chestii dubioase, că m-am suit în avion. Mamă, cât de mișto se vede aici. Pac, am ajuns la Urs. Acolo voiam să merg. Hai până la Urs. Ideea e că se pot întâmpla multe chestii dubioase. Când eram în avion, m-am întâlnit cu niște români, evident, că am plecat din București, și m-au recunoscut de pe YouTube, nu știu ce să vorbi, și m-au întrebat unde te duci, să mă duc în țara X. Și mi-au spus, a, păi și nu voiam să mergem acolo, doar că știm că sunt niște probleme cu vaccinul. Și zic eu, da, nu știu la ce vă referiți. Și mi-au spus că băi, din câte știm noi, nu este recunoscut certificatul de vaccin din România. Și asta este adevărat, țara respectivă până acum 36 de ore, îți cerea să ai vaccinul pe carnețelul ăla galben, nu știu, nu l-am acolo la mine, o să vi-l arăt, dacă nu uit, pe care am eu vaccinul de febra galbenă, pentru că ăla este aprobat de OMS, Organizația Mondială a Sănătății și așa mai departe, și nu recunoșteau dacă tu veneai cu ăla, cum e, codul QR. E, treaba asta s-a schimbat alaltă ieri, când au adăugat România și încă o țară, erau vreo 38 de țări pe care le acceptau. România nu era printre ele. Acum este și România acceptată, ceea ce este foarte, foarte bine, pentru că dacă nu, tu poți să te duci acolo fully vaccinated, fără niciun fel de problemă, și oamenii să zică ceva de genul, bă, nu recunoaștem, trebuie să faci carantină. Dar eu, până în momentul în care să vorbești, până în momentul în care să-i spun că știu de informația respectivă, am luat-o și pe o cale cât se poate de logic, am încercat pe cât posibil, și eu știu că din experiența mea, sper să nu mă înșel de data asta, de cele mai multe ori, dacă tu vei avea vreo problemă în locul de destinație, adică în locul unde vei ajunge, acolo problema respectivă te va lovi, sau mai bine spus, te vei lovi de ea în momentul în care vei pleca din locul de unde pleci. Mamă, deci am fost atât de complicat în treaba asta. Deci dacă eu aș avut o problemă în Filipine, ar fi trebuit să încep cu o problemă foarte mare în România la boarding. Să-mi zic acolo, băi, vezi că vaccinul ăsta nu este acceptat sau foaia asta nu este acceptată, vei avea niște probleme foarte mari, te vor băga în carantină. Accept sau nu accept să faci carantină? Dacă nu accept să faci carantină, rămâi aici. Dacă accept să faci carantină, vezi că trebuie să te ocupi acolo. În fine, sper să nu avem niciun fel de problemă. Pot să comentez eu cât vreau, dar arată aeroportul ăsta într-un mare fel și ce observ, bă, nu e foarte multă lume, undeva la ora 11, acum i-am de stat 4 ore în aeroport, nu știu unde mergem, nu știu ce facem, n-am nici cea mai vagă idee, m-aș pune să editez ceva, e clar că nu mai beau, deci m-am făcut muci, băiatul ăla, cum îl cheamă, Daniel, Andrei, sunt foarte prost cu numele, o să-mi dau seama că mă uit pe clip, așa, deci m-a spart, mi-a dat să beau acolo și le-am băut super repede, combinate pe toate, m-a rupt în două, hai să găsim un restaurant mic ceva. Hai că încă zborul nu mi-a fost, adică gate-ul nu mi-a fost afișat. Eu n-am făcut o chestie, frate, eu nu mi-am rezervat cazare și dacă ajungem acolo nu o să am timp pe loc să-mi rezerv. Așadar căutăm acum, evident, sfântul Starbucks, astfel încât să stăm acolo o țară și să rezervăm cazare, pentru că este obligatoriu. Mamă, ce loc am găsit aici, care e mult mai șmecher decât Starbucks-ul, și au niște scaune, uite, tu știu cum te lași. Zici că am burtă așa. Dar nu am burtă, se face geaca asta, nașpa. Mamă! Hai să vedem. Eu nu vreau cocktail, nu vreau chestii din astea. O altă chestie importantă pe care o să o faceți neapărat este să vă puneți alarma că sunteți în aeroport. E foarte important
foarte, foarte important. Dacă nu pățiți cum a pățit Hoa în 2017 de a venit, sărăcuță, faceți-vă aminte, i-am cumpărat bilet de avion, a zburat în Cuba, cu escală în Moscova. Ea avea viză, de fapt avea dreptul să stea în Moscova doar 24 de ore. Era gate-ul afișat, scrie acolo frumos, să zicem, A1, așa? S-a pus lângă gate, avea undeva la vreo 7 ore escală, a găsit un loc din ăsta ca oamenii să doarmă, s-a pus să se culce. După vreo 3 ore s-a schimbat gate-ul, a fost atentă și când s-a trezit avionul deja plecase de la alt gate. Și săraca a fost forțată, eu eram în Cuba, nu aveam cum să intrăm, nu aveam cum să vorbim, că în Cuba nu e internet. Și săraca a fost forțată să cumpere bilet pe loc, pentru că dacă nu, ea nu avea voie să stea mai mult de 24 de ore. Și expirau cele 24 de ore și a trebuit să cumpere un bilet ca să se încadreze în cele 24 de ore, ținând cum de cele 7, 8, 9 ore pe care deja le petrecuse acolo. Și eu am plătit pe biletul din Vietnam în Cuba undeva la $800 și am mai dat ea încă vreo 2000 și ceva, frate. 2000 și ceva din buzunarul ei. Ca să vedeți cât de mult mai iubi pe mine fata aia dacă vine să găsești ceva. Asta e. Și de aceea de fiecare dată alarma, frate. A-L-A-R-M. A, uitați, eu am aici la ora 12 în o oră și 14-16 minute. Deci locul acesta este aur. Uitați-vă și voi cât am mai fotoliu, frate. Deci nu vă dați seama cât de bune pot să fie fotoliile astea când stai în aeroport, frate, și ești acolo așa pârlit și afară ai scaun de la aia nașpa. Nu știu cât a costat aici tot ce am luat, undeva la 70 de lei, 60 de lei, o cafea și un ceai. În fine, nu contează. Băi, am găsit un apartament super mișto la un preț decent. Am dat book. Problema este că acolo unde plec acum e ora 5 dimineața. Nu era din ăla cu... Cum îi zice, bă? Nu era din ăla cu... instant book, adică trebuie să aștept să-mi accepte request-ul. Problema este că în momentul în care eu o să zbor și o să-mi dea accept sau deny, eu o să fiu în aer și când o să aterizez acolo o să văd dacă am net pe aeroportul respectiv, pentru că nici aeroportul respectiv este de nașpa. Și da, ideea este că voiam să vă spun la început de faza cu Ucraina, dar m-am luat cu o grămadă de alte chestii și am zis, bă, ce pot să mai zic eu ce n-au zis alții? Nu sunt multe chestii pe care pot să le zic. Da, e nasol și păcat și da, îmi pare rău, chiar îmi pare foarte, foarte, foarte rău pentru tot ceea ce se întâmplă acolo. Decizia pe care am luat-o de a pleca a fost mai mult fueled by the idea că ăștia o să închidă ceva spațiu aerian, să stăm pe nu știu ceva nebunii. În momentul care, în ziua în care am plecat eu, pe aeroportul din Suceava, Iași și Bacău, dacă nu mă înșel, o grămadă de avioane NATO care veniseră și erau ceva probleme cu traficul și m-am gândit că dacă spune cu trafic acolo, poate o să reruteze trafic către București și zborul din București o să fie o complicație. În fine, mai avem o oră și jumătate. Mamă, ce s-a umplut aeroportul, frate, deci acum este full de oameni. Până găsesc eu de la un afișaj de la să vedem dacă au arătat ăștia gate-ul. A sunat și alarma, ca să știți, dar în fine, eu oricum eram treaz, deci nu aveam cum să, n-aveam cum să întâmple ceva nașpa. Așa, nu v-am spus despre țara asta, este o țară pe un continent pe care nu l-ați mai văzut de mult timp pe canalul bătrânului Backpacker Life, pe o parte a unui continent pe care n-ați mai văzut de mult timp pe canalul bătrânului Backpacker Life, unde sunt femei foarte frumoase, foarte atrăgătoare. Ce să vă mai zic? Da, bă, gate-ul meu nu era afișat. Acum l-a întrebat un băiat, mi-a scanat codul de pe boarding pass, asta e. Ok, deci țara în care mergem este o țară mișto, cu femei frumoase, cu plaje, chiar să zic, cu o plajă, cu plaje excepționale, exotice, mișto, o țară relativ ieftină, ce-i drept. Acum uitam la cazări și față de research-ul pe care l-am făcut acum mulți ani, mi se pare mai scump. E o țară și cu viață de noapte foarte interesantă, pentru că vreau să băgăm treaba asta mai mult decât am făcut-o până acum. Ce să vă mai zic? O țară cu foarte multe insule. Bine, acum dacă v-am zis insule, probabil că ați început oarecum să vă dați seama. Bine, eu fac vlogul ăsta și spun acum, în condițiile, mergând pe premisa că nu am pus numele țării în titlu. Dacă am pus numele țării în titlu, e deja super penibil ce fac eu, ce zic eu acum, știți? Da, vedem. Mergem până la C9. Mamă, deci cred că am făcut boarding-ul printre ultimii și știți de ce? Pentru că am stat pe
Wi-Fi pe telefon să vorbesc cu Vale, n-am mai vrut o grămadă de timp. E nasol, frate, să ai sentimente care la un moment dat să crezi că au dispărut, dar nu au dispărut, îți rămân acolo cumva în subconștient și sunt așa relansate, dar știi că nu mai pot fi susținute de fapte, adică nu mai există nicio șansă să fie ceva acolo, dar încă simți, deci încă simți ceva în interior, dar știi că în realitate nu se mai poate întâmpla nimic. În fine, să ne îndreptăm către noua destinație. Trebuie neapărat, bă, să luăm luat un bilet din ăsta, frate, la business, deci neapărat. Arată mult prea mișto și nici nu cred că era foarte scump, dar tot așa zic că de fiecare dată, că hai că luăm, hai că luăm, hai că luăm și niciodată nu iau. Că nu pot să-mi justific să dau nu știu cât e în plus, vă 300-400 dolari la bilet în plus. Dar merită, din punctul meu de vedere, la ce e aici, merită fără discuție. M-a rugat un băiat să fac rocada cu el, că vrea să stea cu prietenul lui. Și m-a întrebat dacă pot să mă duc să iau locul. Și am spus, da, nu e niciun fel de problemă, nu mă deranjează cu nimic. Mamă, sunteți nebun, ce bine, frate. Deci eu aveam loc inițial la geam, pe care mi l-au schimbat cu loc la mijloc. Și m-am avut noroc că tipul respectiv a vrut să schimbe cu mine și aveam loc la mijloc în partea cealaltă. Și acum stau măcar aici, frate, unde am o grămadă de spațiu. Pot să mă întind, nu e niciun fel de problemă. Mamă, deci când am ajuns acolo și am văzut cam în mijloc, am zis, eu nebunesc aici. Deci eu n-am stat în viața mea în mijloc pe zboruri din astea lungi. Este un zbor de vreo 8 ore, nu e chiar extrem de lung, alea de 12-13 erau evident mai lungi. Dar am zis, frate, nebunesc, deci mor. Am vrut să fac upgrade la business, am întrebat și mi-a zis că nu pot să fac chestia asta, trebuia să o fac înainte de boarding, evident. E ok, suntem acum 38 aici. Deci este un frig în avionul ăsta, nu vă dați seama. Deci am pălpumioare aia pe mine, dar m-a spart frigul. Deci să știți cum rupt de frig. Deci terminat. Deci să văd dacă e cineva pe lângă mine care nu folosește pătura. Bă, ce față mare am omul ăsta. Asta e o gândire care te face să pari mai mare. Deci dacă mi-aș face acum o poză la... ar părea mai mare. Mamă, deci asta cred că a fost printre cele mai, este printre cele mai boring zboruri din viața mea. Sunt atât de plictisit, atât de sictirit și atât de obosit, nu vă puteți da seama. Pe lângă faptul că am completat 150 milioane de documente pentru a face boarding-ul, trebuie să mai completăm și un arrival card, o chestie foarte normală în țările de lumea 17. Nu înțeleg de ce. E atât de old school și atât de old fashion metoda asta. What's your name? Tell me your name. Hi, it's Anas Ahmed from Dubai. Okay, you've done a very good job. Thank you so much, thank my friend. So much. Thank you, bye. Ce prietenuri sunt oamenii, frate. Back to basics. Uite pe ăștia, frate, să moară viața mea. Unde, ce faci cu metre? Uitați-vă la ăsta. Hai cu metre, hai. Așa. One day, clar. Încă un formular, frate, ăsta este pentru custom. S-a dat din avion, nu știu pentru ce dracu era. Încă unul pentru custom. 50.000 de formulare, să mor. Simțiți cum miroase? Simțiți mirosul de Asia de Sud-Est, frate? Am aterizat în Filipine după aproape 3 ani de zile de lipsă din Asia de Sud-Est. Ne-am întors la origini. Stai să vedem să luăm internet. Oh my god. Hi. Welcome to Cebu. Do you like a SIM card? Yes, I want a SIM card. Da, bă, nu avem cum să mai țin misterul, trebuia neapărat să vă spun unde sunt. Am aterizat în Cebu. Ei, și acum trebuie să scoatem bani. La bancomatele astea niciodată să nu vă atingeți de ele, frate. Deci never, oriunde le vedeți pe lume, să nu vă atingeți de așa ceva. Ăsta, dacă nu mă înșel, era ok. Și ăsta. Nici nu știu cât să scot. Am băgat și un maximum pe care mi l-a dat aici.
care înseamnă undeva la vreo 800 de lei. Current savings credit, să vedem current. Nu mai sunt obișnuit, frate, nu mai știu cum e nasia, ce se scoate, cum se scoate, să vedem cât o să mă lasă. Ești dispus să plătești comision 200, deci da, mi-a cerut comision 200 pentru 10.000. Dacă îmi dă 10.000, nu chiar așa de rău, să vedem, îmi dă? Da, bă, îmi dă. Mamă, deci nu vă dați seama cât de fericit sunt să mor. Deci nu vă puteți da seama cât de fericit sunt. N-am putut să-l țin fericirea asta. Că nu voiam să vă spun unde sunt, ce fac și așa mai departe. Voiam să vă pun în clipul viitor să ghiciți. Am scos bani, avem 10.000 din ăștia. Adică echivalentul a 890 de lei. Forță. Am o problemă destul de mare cu... N-am la contul de App Store, nu știu ce, nu merge. Adică îmi cere parola și pe-mi cere număr de telefon și acum am SIM-ul ăsta băgat și am zis că, bă, știi ce, lasă, iau un taxi. Nu știu dacă îmi dă omul ăsta țeapă, vedem. Pe internet am dat pe 42 de giga, echivalentul a cât? A vreo 70 de lei? În fine, cred că dacă luam din oraș mâine, probabil că era mai ieftin, nu știu, cu 20 de lei, nu mă contează oricum. Ok, internetul, din câte observ, avem full 5G. Chestia asta mi se pare super tare, deci 5G, frate, nu mă gândeam niciodată. We're good. Evident că nu găsim cazare, nu știu cum să ajungem. But it's okay. Now we know, yeah? Yeah, ah, okay. Perfect. Mamă, frate, au niște proceduri, ești aici cu COVID-ul, te stă în minte, în loc, frate. Please press the button for the desired floor. Ia uite, frate, press the button for the desired floor. Deci nu știți cum arată clădirea asta pe afară. Nu știu dacă o să filmez ceva în seara asta, să vară, poate zilele viitoare. Mamă, dar asta, cred că asta lege 20 de metri jos ca să se lămurească ei. Cum e cu COVID-ul, că certificatul. A, nu știți, la aeroport mi-au cerut dovada primei doze. Eu am aia cu doza 3-a, nu mai țin minte când am făcut doza 1. Trebuia să intru pe laptop, mi-am zis, domne, sunt vaccinat, lăsați-mă, ce vreți doza 5, 500.000 de doze, doza 1. Eu îți arăt doza 3-a, tu îmi zici doza 3. Ia uitați cât de drăguț e, mamă, mamă, prima mea căsuță din Asia, bă, sunteți nebuni, după 1000 de ani, bătrânul Backpack Your Life, la recucerirea Asiei, dacă vă vine să credeți așa ceva. Deci, avem frumos o băiță, extrem de drăguță, ăsta este pătuțul, avem o masă aici pe care să stăm să lucrăm, pac, pac. Miroase super ok, este rece în cameră, sunt la etajul cu numărul 12, arată excepțional și pe cazarea asta dau $18 pe seară, dacă vă vine să credeți. Deci $18 plătește bătrânul Backpack Your Life. Da, bă, deci da, asta este. Am ajuns în Asia, suntem în Filipine, mă simt extrem de fericit. Nu vă dați seama ce fericire e pe mine. Acum trebuie neapărat să închid vlogul, să salvez fișierele, să pun camera la încărcat pentru că am un date. Și la date-ul respectiv o să încerc să filmez pentru că ar trebui să fie un date cel puțin interesant. Și să vă arăt exact cum se petrece un date aici în Filipine cu cineva care nu e nici femeie, nici bărbat. Atâta zic. Sau cumva in the middle. Gata, vă iubesc, ne vedem și pe Instagram, Cătălin Backpack Your Life. Bătrânul s-a întors în locurile alea bune. Stați că nu puteam să închid fără să verificăm cum merge internetul în cea mai proastă țară din Asia când vine vorba de internet, de Wi-Fi. Ia, hai că nu am dat până acum, nu am văzut. Ia uitați, frate. 80, 100 cu 100, e clar că o să fac extensia, că o să extind aici apartamentul, sunteți nebuni, uite-te și tu. E forță, sunt fericit. Bă, deci nu mi-am dat seama de o chestie, frate, și acum mi-a zis. So you, what are the surgeons? You've done your nose, may I touch? Yeah, okay, sure. Okay, do you feel anything strange with no, your nose? You can like, so yeah. Was it was bigger before or how? No, it was, I'll show you a picture before. Okay, guys, so nose? I did my chin, my forehead yeah. And my chin, basically my whole face. Yeah, but you know one thing, I'm going to be like very honest with you. You have chosen very good doctors because I swear to God, okay, with the boobs, that I would have noticed that, but with everything else, no way. God bless him. He died already, so yeah. So God. Also, what's the thing also with the chicks? Yeah, chicks. So what do you do with the chicks? You inject shit inside or inject. What? Inject, and then my hair, they shaved it.
so much. Like they asked me, like, do I feel like someone else?